Bună ziua, dragi apicultori! Să facem un film și de duminică. Aici, pe terasă, am un roi prins din pom. Un roi frumos. S-a dus și el în... Are vreo 6 rame de acum. L-am prins exact de ziua de înălțare. Uite, tocmai am dat sirop el. Facem din el colonie puternică. Cam trecut floarea soarelui. De acum apicultorii încep să se vaite că nu prea mai au ce să dea la albine, că nu mai au cules. Uite, vă prezint eu soluția. Am reușit și o să obțin primele plante de Evodia. Uitați-vă din sămânță ce frumusețe. Dacă fiecare apicultor ar planta cel puțin 10 Evodia, unde am fi noi acum? Dar să vă prezint și Evodia mare. Mergem spre Evodia. Aici, în curte, avem și o mică stupină organizată, revenim la ea imediat. Suntem în 17 iulie. Evodia a început să se deschidă. Deja pe sus e plină de albine. E un arbore extrem de mielifer și unde mai pui că ține aproape o lună în floritul lui. Deja este un spectacol. De astăzi, 17 iulie, a început. Asta e Evodia care trebuia să o duc în altă parte și am omis să o duc și am lăsat-o aici în curte. La stupine avem mai multe. 40.000 de apicultori. Dacă fiecare apicultor ar pune câte 10 Evodia, ce ar însemna în România 400.000 de Evodia? Enorm. O cantitate uriașă de miere. Aici mai avem un puiet care îl vom... La primăvară îl vom duce la stupină. Un lucru bun la Evodia. Se transplantează foarte ușor, se prinde foarte ușor. Așa, revenim la microstupină. Am adus aici două familii. Le ținem la cules urban, îi spun eu, flori din cartier. Am avut floarea soarele lângă oraș, tei în oraș. S-au dezvoltat coloniile foarte bine. Aici mai avem, asta este un roi din copac. Deci așa trebuie să vă prezint roi din copac. Deci avem regine din boș de roire, din boș de salvare. Voi prezenta din așa zis regine selecționate. Creștem toată gama de regine și vom începe această incursiune în lumea minunată a reginelor. În curând vom da drumul la acest serial care va fi extraordinar de bun pentru apicultorii din România. Avantajele laboratorului de extracție: poți să extragi mierea când vrei tu. Căldările deja s-au umplut. Avem și un combutoi plin. Avem rame pline cu miere. Le extragem când avem noi chef. Asta înseamnă să ai laborator de extracție. Nu ești grăbit să faci extracția în acea zi. Mierea de la descăpăceală o opresc separat, pentru că este o miere extraordinar de bună, nu este trecută prin centrifugă. La această mașină homemade se obține o cantitate de ceară impresionantă, iar un lucru foarte bun. Cam așa stă treaba la mijlocul lunii iulie. Deci, uite. Astea sunt, am oprit rame de tei să le vindem ca atare miere în fagure. Deci, asta vreau să subliniez. Apicultorii se vaită că nu au cules, nu au miere în stupi. De ce, dragii mei, nu luptați ca în România să apară păduri de Evodia, la fel cum este în China? Spuneți de China că, nu știu, că au miere multă. Da, domnilor, au miere multă pentru că au Evodia foarte multă. Haideți să începem să punem și noi Evodia. Ce ar fi însemnat cu acest stup să merg la o pădure de Evodia? Să am o lună de zile de acum încolo cules. Păi da, făceam cel puțin 60-70 de kg pe colonia de albine. Asta e, nu vrem unire, stăm și vedem numai paiul din ochiul vecinului. În ultimul timp văd atacuri grave la adresa apicultorului român. Gen că face mierea din zahăr, gen că extrage și pune mierea în vase murdare, că extrage în condiții insalubre. Nu știu ce se întâmplă, dar prea apicultorul român este foarte atacat în ultimul timp.
coincidență sau nu, până în urmă cu un an, când pinguinii se aprovizionau cu bani de la Mama Europa, când fondurile europene curgeau gârlă, nimeni nu mai făcea tam-tam că mierea este nu știu cum, că apicultorul român este jegos, că nu știu cum. Acum, de când au dispărut banii de la Mama Europa, toți pinguinii au început să sară de cur în sus. Mă băieți, lăsați să fie și la anul la fel ca anul ăsta, să se trieze puțin, să se cearnă puțin apicultorii din țara asta. Eu nu m-am cam săturat de pinguini, asta vă spun. Da? Vă rog frumos, care aveți întrebări, puteți să mi le adresați, vom discuta strict de apicultură, dar vă rog întrebări serioase, nu vreau... Deci ca să capeți un răspuns serios, trebuie să adresez o întrebare serioasă. Care nu o să stea în banca lui să-și vadă de treaba lui, eventual să-și vândă stupii, să lase de meserie, să apuce de filatelie. Cam asta e, dragii mei, numai bine, sănătate, fericire!